Drama a două vieți a salvat 8 persoane care se aflau de foarte mult timp pe listele de așteptare pentru o intervenție de transplant. La Iași au fost realizate la sfârșitul săptămânii trecute 2 transplante de ficat de la donatori aflați în moarte cerebrală. Echipele medicale s-au mobilizat exemplar pentru ca pacienții să primească o nouă șansă la viață. În acest weekend a fost un adevărat maraton al vieții, pentru că 20 de oameni au fost salvați prin transplant de la 5 donatori aflați în moarte cerebrală. Misiunile au fost desfășurate la nivel național și a însemnat enorm pentru pacienții care așteaptă de ani de zile vestea că va primi un organ prin transplant și echipele de medici de la Iași au făcut un real efort pentru a preleva și transplanta ficatul la 2 persoane. Miere realizată de Centrul de Transplant de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon. 2 transplanturi hepatice în 24 de ore, făcute de către echipa de la chirurgie condusă de domnul profesor Cristian Lupașcu, ieri pentru un bărbat de 48 de ani din județul Iași. Cel de-al doilea organ a fost transplantat la câteva ore distanță. Un al doilea transplant la o femeie de 52 de ani din județul Suceava, un transplant care s-a realizat cu ficatul de la un donator în moarte cerebrală de la Sibiu și pentru asta am apelat la Departamentul Situației de Urgență, la Inspectoratul General pentru Aviație, care a trimis avionul SMURD. A luat echipa de chirurgi de aici, de la Iași, au mers la Sibiu, au făcut prelevarea ficatului și au revenit într-un timp record, astfel încât s-a putut realiza într-un timp foarte scurt acest transplant pentru pacienta de astăzi. Pentru transplant este foarte important acest timp, pentru că organul trebuie să fie ținut în condiții de, să zicem așa, de supraviețuire între ghilimele, astfel încât să poate funcționa în noul corp, în noul organism. Fiecare intervenție de transplant are o încărcătură specială atât pentru familiile donatorilor, cât și pentru cei care primesc o nouă șansă la viață.